Doamnelor, domnul consilier, conformitate cu prevederea articolului 133 aliniatul 1 și 134 aliniatul litera A din UEG-ul 57 din 2019, privind codul administrativ prin dispoziția primarului Comunei Zemeș, numărul 18 din 22.01.2020, s-a convocat întâlnirea Consiliului Local al Comunei Zemeș, ședința ordinară de lucru pe data de 29.01.2020, cu următoarea ordine de zi. Avem pe ordine de zi 3 puncte, avem 2 puncte suplimentare, avem și procesul verbal din 16 ianuarie 2020. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă, abține, o mulțumesc. Supun la vot punctele suplimentare. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă, abține, o mulțumesc. Supun la vot procesul verbal din 16 ianuarie 2020. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă, abține, o mulțumesc. Începem cu ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea plan de acțiuni și lucrări de interes local, care vor fi efectuate în anul 2020 cu beneficiarii legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Domnul vicepreședinte. Este planul de acțiuni care în fiecare an îl supunem aprobării Consiliului Local. Un punct suplimentar am adus un anumit despre echipa de la 416 sprijină serviciul de apă și canal pentru întreținerea canalizărilor și a condutelor de apă. În rest, sunt aceleași lucrări care le facem an de an. Lucrări de curățire a albilor râuri, lucrări de întreținere a zonei cimitirilor, întreținere pe întregul teritoriu al Comunei Zemeș. Și multe altele, și multe altele care le vedeți. Cele care sunt prevăzute și sunt legale. Întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind programul de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărie și înfrumusețarea Comunei Zemeș pe anul 2020. Aveți cuvântul, domnul vice. Ca și în anii anteriori, trebuie să ne ocupăm de curățirea comunei prin decolmatarea curțului de apă, control permanent și respectarea legislației în domeniul construcțiilor, colectarea gunoiului menajer de pe raza comunei, întreținerea și curățirea permanentă a străzii Taslăului, zona asfaltată și ambreza sa. După cum ați văzut, în urma zăpezilor de anul acesta, materialul antideravant rămâne mult pe drum și trebuie curățat. Avem demontat indicatoare de tonaj, plantăm arbori și avem multe altele. Reparăm băncile stricate, reparăm coșurile stricate, gardurile stricate, se știe. Și tot ce se strică și se deteriorează, cu intenții sau fără intenții, voit sau nevoit, trebuie că păi să-l întrebați, port așa. Supun la vot. Cine este pentru? Nu am dat împotrivă. Abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice, de consultanță, de asistență și sau de reprezentare a unității administrativ-teritoriale Comunei Zemeș pentru anul 2020. Aveți cuvântul, doamna secretar. Potrivit prevederilor articolului 109, aliniatul 3 din nou cod administrativ, în condițiile în care nu există funcția public de consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al Comunei Zemeș, este obligatorie achiziționarea unor servicii de consultanță juridică. Noi lucrăm din 2012 cu domnul Constantinescu. Termenii contractuale o să fie aceeași ca și până acum. Procesele acum s-au mai diminuat. Că s-au mai încheiat pe drumul. Nu se știe, nu știți, de atâția ani de zile. Trebuie să ne reprezinte cineva. Aveți un contract în Daș, nu o să este acum, dar este un contract noi și de pe vremea da. Când era noastră. Da, am înțeles. Același format de contract din 2012 ne-a schimbat. Adică ăsta este cam același modelul, nu avem ce să schimbăm la el. Noi doar l-am preluat și l-am... I-am asigurat o continuitate. Da, trebuie. Probleme juridice trebuie rezolvate. Alte întrebări?
Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș numărul 281 din 2019 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de reparații curente strada Bradul din Comuna Zemeș, județul Bacău. Din hotărârea 281 a fost alocată suma de 2000 de lei pentru efectuarea unui caiet de sarcini de reparații curente pe strada Bradului. Acum se va completa acel caiet de sarcini, tot în aceeași sumă alocată deja, și se va face și pentru strada Stejarului. Tot reparație cumva această reparație, inițial am zis să o cumulăm cu strada Runcului, dar în urma analizei din teren, efectuate de către constructor și proiectant, nu s-au încadrat în sumă. Și-a rămas unul cu o altă stradă. Și ca și sumă, au reieșit că ar fi bine să o cumulăm cu strada Stejarului. Și o să rămână reparația, se efectuează pe strada Stejarului și strada Bradului. Cam asta e. Alte întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș numărul 14/16/2020 privind exprimarea acordului pentru plantarea de arbori în Comuna Zemeș, județul Bacău, în cadrul acțiunii Plantăm Fapte Bune în România. Acesta doar o modificare a acordului de parteneriat. S-a specificat exact suprafața pe care se va planta, respectiv 6 hectare, și s-au indicat numerele cadastrale ale terenului intabulat unde se vor face plantările. Dar cred că într-o ședință anterioară s-a discutat, nu? Da, da. Ședința din 16 ianuarie. Exact. Știți, nu? Este vorba în suprafața cred că de 7, aproximativ 7 hectare, nu? Da. Iar dumnealor și de la Vezlom au solicitat să, în mod expres în hotărârea de Consiliu să regăsească suprafața și zona. De asta am venit cu completare la hotărârea de Consiliu Local. Alte întrebări? Supun la vot. Este pentru? După analiza solului să vadă ce specii de arbori vor fi plantați. Cred că vor fi niște nuci la prima. Alte întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? A dat împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Și ultimul punct, probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului. Cere întrebări, interpelări. Ce să scrie acum? De mai fi întrebări. Abia la început. Cine doar ședința închisă, vă mulțumesc. Abia la început. De acum apar problemele.